Echipa de volei masculin Under 19 a Clubului Sportiv Școlar din Nicu Golescu, pregătită de profesorul Viorel Caramelea, începe partea a doua a campionatului național republican mai devreme cu o săptămână față de celelalte competitoare. Astfel, duminică, voleibaliștii mușceleni se vor confrunta cu omologii lor de la Dinamo București într-o partidă disputată în devans. Confruntarea dintre cele două formații ar fi trebuit să se dispute în chiar ultima etapă din retur, însă formația din Șoseaua Ștefan cel Mare a făcut toate demersurile către Federația de Specialitate pentru ca jocul să aibă loc duminică. Motivul invocat de mai marii clubului bucureștean a fost acela că disputa cu CSS din Nicu Golescu s-ar fi suprapus cu jocurile din cadrul turneului semifinal de speranțe și cum la echipa de juniori activează voleibaliști angrenați în lupta pentru câștigarea unui joc la turneul final, Federația le-a acceptat doleanța. Bineînțeles, și oficialii din Câmpul Lung au fost de acord cu propunerea formației Dinamo București, chiar dacă peste o săptămână CSS din Nicu Golescu va întâlni tot pe teren propriu actualul lider al seriei a doua, Rapid București. Trebuie menționat că CSS din Nicu Golescu este calificată la turneul semifinal, indiferent de rezultatul partidei de duminică.